O menajeră româncă rămasă fără loc de muncă și-a dat foc în centrul Italiei. Femeia a suferit arsuri grave și a fost internată la terapie intensivă. Incidentul a avut loc ieri în orășelul italian Giulianova. Românca în vârstă de 50 de ani a recurs la gestul extrem după ce a fost concediată de o familie pentru care lucra ca menajeră. Femeia s-a stropit cu alcool și s-a incendiat suferind arsuri grave. Soțul ei a intervenit pentru a o salva, dar a suferit și el arsuri. Cei doi au fost transportați de urgență la spital. Starea femeii este critică, ea având arsuri de gradul 1 și 2 pe tot corpul. Cei doi români trăiau din banii pe care femeia îi câștiga și locuiau la familia din Giulianova pentru care lucra aceasta.